Poate mult spus că sunt un fan al podcasturilor. Îmi place să ascult. Sunt un fan al dezbaterii. Libertatea de expresie înseamnă inclusiv dreptul meu de a nu-ți respecta propriile idiosincrazii. Libertatea mea de expresie înseamnă, la limită, și dreptul meu de a fi nepoliticos. Ne conduc cei pe care nu avem voie să-i criticăm. Cenzurați nu sunt cei care spun că pământul e plat. Nu, cenzurați sunt cei care, într-un fel sau altul, contestă taman teoria care se vrea oficială, care se vrea adevărul absolut, care se vrea linia de gândire a partidului, să revenim la Orwell. Pentru că eu pot să fiu neinformat, pot să fiu ignorant, pot să fiu naiv, pot să fiu idiot, la limite. Asta nu înseamnă că sunt infractor. Nadal sau Federer? Nadal. Când credeți că vom reveni și cum va arăta oare normalitatea? Mă tem că nu vom reveni. Acum, știi ce n-am spus și mi-ar fi plăcut să zic? De ce n-ai fi tu, Rose? Întâi și întâi, cred că avem nevoie de ocrotirea unor virtuți precum toleranță, buna cuvință, buna creștere și respectul. În al doilea rând, eu cred că cel mai important criteriu de promovare a unei într-o funcție publică, într-un post, este competența. S-a ridicat un puștan, un tânăr de 20 de ani, și care mi-a zis foarte virulent, amenințător chiar: ăsta e un discurs sexist! Și ceea ce m-a trântit în scaun n-a fost reacția lui, ci faptul că a fost aplaudat de marea majoritate a celor prezenți.